Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stan și Bran în România, partea a 19-a. Și se dăm drumul, eu acum o să fiu Bran, dacă mai țin bine minte. Și da, să trecem la treabă. Bă, ce a zis Stan? Mamă, le-am întors, am făcut cutare, am vrut să mă fac rocker, nu mi-a ieșit, m-am întors. A plecat Stan. Ce-a făcut el? S-a dus la piscină. Na. Că de ce să nu se ducă la piscină? Și ce face la piscină? La piscină? Muma zice uuuu! Și sare așa în piscină. Și zice, și arbitru doamne, salva Maru, zice, nu-i voie să săriți, puteți să fiți dați afară. Da, ia să vedem. A început să se bată, bam, 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 bam. După aceea o câștigat Stan. L-a aruncat pe la napă, după aceea s-a urcat pe o umbrelă, dacă înțelegeți voi. Și a zis, oh, eu sunt o umbrelă. Și nu a terminat cuvântul umbrelă, că a căzut cu capul într-un șezlong și i-a rămas capul acolo între gaura aia, între scândură și cealaltă scândură. Zis, ajutor! Ajutor! Mă ajută cineva! Și după ce cu greu a ieșit de acolo, a luat șezlongul, l-a aruncat pe umbrelă. Umbrela a căzut în apă, el a fost scos afară. A zis, găsesc eu o cale să intru înapoi. S-a urcat pe acoperiș, pentru că era piscina afară, dar în fața piscinii era o fabrică. S-a urcat pe acoperișul fabricii și a sărit direct în apă. Toată apa a ieșit, a udat cu oamenii, a rămas fără apă și a spart capul acolo. A trebuit să plătească 200.000 de lei. De unde eu atâția bani? O zis, dacă vrei să stai aici 200.000 de lei ca să repari, dacă nu, pleci acasă. O zis, 200.000 de lei, vând toate șezlongurile astea, într-o zi le-au vândut, gata. Și... nu, s-a dus. Și... au vândut toate șezlongurile, au făcut 19.000 de lei. Unde-i 20? Și au vândut toate lucrurile, chestii, 20.000 de lei au plătit, dar cu greu a pus înapoi apă în piscină și a pus toate șezlongurile. El a trebuit să le cumpere. Până la urmă a zis, nu mă mai duc la piscină. Și ultima lui săritură a fost când a sărit, a mai sărit odată și a căzut în cur. Bine, hai. Și a căzut în fund în piscină, așa încât s-a izbit de fundul piscinii. Și dacă v-a plăcut acest episod de Stan și Bran, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vom vedea, un share, un subscribe și ne vom vedea la viitoare. Pa, pa.